Bun, așa, hai să ne apucăm și noi de treabă. Salutare, salutare, sunt Adrian și astăzi vreau să vă prezint un amestec minune, un antibiotic natural care poți să-l faci și tu acasă, chiar la tine acasă. Să nu confundați cimbru cu cimbrișorul de câmp, care Thymus vulgaris, sau cu fratele lui, cimbru sălbatic, care se găsește în natură, Thymus serpilium în latină. Aici avem miere de albine, un aparat pentru zdrobit cafeaua, o râșniță electrică, iar aici am minunata plantă de cimbru de grădină, Saturea hortensis, plantă perenă care crește undeva la 20 cm, taș firiceală, undeva la 20 cm și să seamănă singură, nu trebuie să o îngrijești, numai decât să mergi să o culegi și să smulgi un pic aburainele de pe lângă ea, că ea crește. E o plantă care conține foarte multe vitamine, în special vitamina A, care ajută foarte mult ochii. Conține foarte mult timol, substanța, un antibiotic natural care ajută în special bolile de plămâni. E un expectorant foarte, foarte puternic. Ce am făcut cu plantele astea? Le-am pus în cuptor ca să se usuce. Dumneavoastră puteți să le puneți atârnate deasupra la sobă, ele se usucă fain frumos ca să le puteți mănânțoli, ca să le puteți zdrobi. Noi folosim aparatul ăsta de râșniță, de cafea, pentru că le face foarte fine și nu îți rămân pe gât să te aneci cumva, știi? Bun, folosim miere de albine naturale pe care mi-o produc eu, am albine, am o grămadă de albine și am pus-o un pic să se încălzească ca să devine mai fluidă, să putem amesteca întreaga compozit. Am fost să-mi aduc hârtie ca să le pot băga mai bine în râșnița electrică, cum se spune. Am pus plantele la uscat, la o temperatură de 40 de grade. Mai mult nu punem temperatură pentru că eliminăm cel mai important, antibioticul, adică uleiul volatil. Hai să oprez eu ăsta, că nu ne poate, nu ne auzi încă lumea. Bun, l-am oprit, acum o să scot plantele, le-am pus la o temperatură de 40 de grade ca să nu elimin uleiurile volatile. Timolul mă interesează pentru că timolul ăsta e foarte bun la gât, în bolile de gât în special. Uite, fain frumos îl măcinăm așa nini. Ăsta e bun și pentru întărirea sistemului imunitar. E bun și pentru scăderea în greutate, are proprietatea de a elimina celulele cancerigene. Deci aveți, dezvegeți o grămadă de proprietăți are, de la întărirea sistemului imunitar, elimină celulele cancerigene, ajută persoanele cu boli mentale, în ansietate, nu în alta, în tot felul de minuni. Bineînțeles că cimbrul ăsta e foarte bun și pentru stomac, cum făceau bătrânii mai de mult, ce făceau ei. Luau planta asta și făceau ceaiuri. Ceaiuri pentru stomac. Și tratau durerile de stomac cu asemenea plantă, cu cimbru. Uite ce fain e și ăsta, super. Deci ei făceau ceai în felul următor. Puneau planta, cât să zic, o plântuță de asta nini, și turneau apă cocotită peste ea, lăsau așa vreo 10 minute. Uite ce fain, ce fain cade. Și după care beau ceaiul pentru dureri de stomac. El e foarte bun și pentru febră, împreună cu mărarul. E foarte, foarte bun. Ajută la bătrâni, așa îl folosau, la scăderea febrei. Vezi, erau mai de mult tratamente, tot felul de tratamente, hai să nu pui, să dau miere aici, nici să nu o trântez jos cumva, tot felul de tratamente, tot felul de minuni, în combinație planta asta, cimbrul ăsta de grădină, în combinație cu tot lângă el crește, pătălgina se numește, în combinație pentru dureri de gât, pentru boli de plămâni, pentru gingii inflamate,
pentru tuse, pentru bronșită, pentru de-astea e fenomenale, e amestec cu minune. Deci dacă aveți plante de plătăgină uscată, băgați-le și faceți cu miere de albină și cimbru singur e bun, dar dacă pui și de-asta, dacă pui și, pardon, și plătăgină, e fenomenal. Așa că o să-l măcinăm un pic, ca să fie cât de fin, să fie un praf. El se poate lua, de exemplu, poți să-l iei și sub limbă, e foarte, foarte bun, fără să pui miere de albină. Îl ții sub limbă 10 minute, după care îl înghiți, ajută întreg gâtul, adică proprietatea lui e anti-inflamatorie. Are o grămadă de proprietăți, antibacteriane, antifungic, antimicrobian, ajută intestinele foarte, foarte mult. Cred că biar vorbesc prea repede, Doamne feri. Hai, bă. Îl mai scuturați așa, nici câte un pica, și el vi-l face praf. Bineînțeles, amestecat cu miere de albină, gândiți-vă că mierea de albină conține o grămadă de enzime de la dextrază, catalază, invertază și multe, multe alte enzime, plus minerale, plus vitamine, plus polen, ce se găsește în miere, plus multe, multe altele, e un amestec foarte, foarte puternic, vă spusei, în special pentru bolile de plămâni, pentru bolile de gât, pentru tuse, dureri de gât, tuse, ai tuse, tuse puternică, vă mai dau un tratament, tăcu miere de albină. Hai să vă mai dau acum un tratament foarte, foarte bun, foarte puternic pentru tuse, bonus, vi-l dau așa, nini, miere de albină naturală de casă, de la apicultori care știți că fac miere curată, cu nucă, nucă fiecare aveți pe acasă, luați nucă, o măcinați fain frumos pe mașina de măcinat, o amestecați până când se îngroașă, până când se face tare, după care luați în fiecare dimineață câte o lingură. În două zile tu nu mai tușești deloc sau ai probleme din cauza fumatului, tușești foarte, ai tuse de aia urâtă, urâtă, mâncă miere de cu nucă și să vezi ce bine te sunt și să vezi că strece. Foarte, foarte bună. Îl măcinați așa vreo 5 minute ca să-și facă cum trebuie treaba, după care îl cântărim și îl băgăm în borcanul cu miere. Eu folosesc în felul următor, undeva la 50 de grame la 1 kg, 50-60 de grame la 800 de grame de miere. Cred că e bine așa cum l-am făcut. Important e să-l faci foarte, foarte fin. O să vă arăt și de aproape. Mamă, are un miros superb. De exemplu, ăsta îl folosim pentru mâncăruri. Uite, mâine tai porcul și îl folosim pentru moiatic, pentru cartaboș, cum se spune. Moiatic se spune pe la noi, dar cartaboș se numește. Sau iar mai facem caș de porc în vezica de la porc, o spălăm foarte bine în diferite ape, se ține cu sare, se ține cu una alta, poate vă fac o filmare să vedem. Și facem cașul de porc, ăla se duce, se afumă, după care se pune în pod la vâzvântat și de acolo tăiem și mâncăm, cum se spune. Are o grămadă de întribunițări cimbrul ăsta. Hai că vreau să-l cântăresc, să fac un tara la... Hai mă, pornea și zice și tu. Un tara la cântar. Așa. 0-0 și acum vreau să-l pun în... Opa. Dar te pun micăbaș pe lângă. Am măcinat 30 de grame. Deci 30 de grame, mai maci încă 30, cam 60 de grame bag la un borcan de 800 de grame. Nani mă, că vărsai mă pe lângă mă și păcat el mă. E foarte bun ăsta și pentru, de exemplu, pentru probleme cu dantura. Gândiți-vă, are proprietatea de a elimina diferite bacterii. În special, din gură, vezi că ai tot felul de bacterii bune, nebune și tot felul, cum se numeze ele. Și e foarte bun și pentru tractul intestinal, adică pentru crearea de bacterii bune. Elimină radicalii liberi care sunt dobândiți din viața noastră de zi cu zi. Ajută, de exemplu, la menținerea unui număr cât mai mic de celule cancerigene. Și atunci e foarte bine să consumi cimbrul ăsta pentru că, uite, îl ai în grădină, știi cum se spune, l-ai la tine acasă. Și poți să-ți-l samin tu, cum se spune, știi? Și atunci ai... Hai că trebuie să mai bag, să mai fac o tură.
Nu știu cât am, o să fie și de vânzare, dacă îi trebuie cuiva, o să, nu știu, ne înțelegem la presă, vedem cât o ieși prețul, încă nu știu sigur. Cam, nu știu, cam atâta ni am, să vedem cât o ieși amul, cât o fi, o fi. Așa. Cam atâtea deodată nu mai bag, trebuie să dau drumul la aparat. Aici a făcut Vegeta de casă, mamă, aveți clip acolo pe canal, dacă nu urmează să-l punem clipul, nici nu știm cam multe clipuri de făcut. Hai să dau drumul la băiat. Bun, 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 bun. Hai, pornește, da, de ne-au zâmbit bine. Ce e, Firiceala, ce faci? Deci are o grămadă de proprietăți, vedeți? De exemplu, în tăieturi, e foarte bun și ca, cum vă spuse, e antimicrobian, adică nu lasă să crească regnul fungii pe tine, cum se spune. Și atunci nu se dezvoltă microbii. Stai să nu băgăm aici. Nedezvoltându-se microbii, se tratează. Te tai la o mână, îți faci un pic de ceai și arunci, speli bine, foarte bine rana. Pe lângă asta poți să amesteci și de asta, cum îi zice, poți să amesteci și coada șoricelului, care are un antibacterian foarte puternic, un cicatrizant foarte tare. Deci sunt o grămadă de plante, o grămadă de minuni care te vindecă și ajută la vindecare. Mamă, ce frig la mâncă, ni se aldire de frig. Hai că mai stăm o țâră și mai povestim, noi și în casă dacă mai povestim, dacă nu ajunge și clipul atâta. Bineînțeles, e foarte bun și pentru sistemul digestiv, ajută la digestie foarte, foarte mult, e calmant, ajută dacă ai cu nervii, te calmează foarte repede, una alta, are o grămadă de proprietăți, cred că multe, multe, multe. Mai de mult, bătrânii îl foloseau și pentru păduci, să făcea o infuzie foarte, foarte puternică și să spălau pe cap, din cauza că conține timol, substanța care dă și mirosul lui foarte, foarte puternic, care îl n-ai cu cel confunda, pur și simplu. Timolul ăsta fugărea păduții, cum să spune. Îl amestecau, de exemplu, mai făceau cu un soare sau cu ulei și îți dădeau pe cap pentru păduci. Și că înainte nu, erau păduci. Și eu am avut, și la școală am avut păduci și una alta. Nu e o rușine să spui, pentru că am fost copti. Și cu aia se trata omul. De cauza cu păducii, cu râia foarte, iar duce râia, are proprietatea de a duce râia, de și E. coli, și tot felul de virus, și tot felul de minuni poate să le distrugă această minunată plantă. Deci mai am avut și anul trecut, cred că am făcut clipul ăsta. Mamă, ce răcit eram atunci, de numai ne-am făcut și în câteva zile ne-o trecut răceala, mă omule. Deci asta e foarte, foarte bună și așa că eu să-mi fac, să-l iau preventiv. Cine vrea, înscrie pe pagina de Facebook, acolo nu dau numărul de telefon, că nu am timp pur și simplu să vorbesc la telefon, că sunt foarte, foarte ocupat, nu, de aia zic, nu, că aș sta să vorbesc la telefon, dar nu am timp, nu, asta e. Bun, hai să ne dăm la treabă. Aoleu, hai ce bine, îmi bag mâinile cuptor, că mi-e frig, o să merg și să facem amestecul în casă, mi se răcește și mi-are, vă, că... Și dacă nu, trebuie să fie un pic mai fluidă, miarea nu o încălziți mai mult de 40 de grade. De cam 39, cam acolo să fie, pentru că distruge enzimele. Enzimele normal se distrug la 48 de grade, dar e bine să nu treci temperatura de 40 de grade, pentru că așa am mai citit eu pe cărți și cred că așa e bine, cum să spune. De aceea ce-o scris un tratat, nu l-o scris de-a dragul de a scrie un tratat. Bun. Că am văzut pe acolo, tot comentat lumea, că miarea se poate încălzi și la nu știu câte grade, și la 80, nu se poate, vă spun eu, poți să o încălzești, dar distrugi enzimile alea și atunci poți să spui și zahăr, pur și simplu. Atâta că îți rămân nutrienți, ce sunt ea. În rest, pe tine te interesează enzimile alea, pentru că alea ajută organismul nostru foarte, foarte mult. Nu... Dacă ai încălzit, o gândea și de că ai distrus alea, distrus o grămadă de antioxidanți care se găsesc și ăsta conține antioxidanți, vitamine, de la vitamina A, C, E, calciu, siliciu, nu știu ce, carbonat de siliciu, multe, nu-mi vin mie în cap acum nică, am citit despre el o grămadă și nu trec tăte bine, cum se spune, prin cap, așa ni. Bun, o să-l macin ăsta și o să mergem în casă să-l amestecăm, că mi-e rece la mâini și apă, n-are rost să stăm macinii în frig. Bun, așa. Astea, uite cum bătrânii mai de mult, astea nu le aruncau. Vă spuse ce făceau cu ele. Le hierbeau fain frumos și își făceau un ceai de febră și contra tusei, că și tulpinele ei,
tulpinile plantei sunt foarte, foarte benefice. Pă, și ele conțin timol. Numai că nu, eu iau vârfurile că sunt mai frumoase, sunt mai verzi, astea sunt mai schimbate un pic spre maroniu la culoare și schimbă culoarea, știi? Nu, să arate un produs să fie frumos. Dar astea nu le arunca, poți să faci, de exemplu, zamă după ele, să faci să le fier foarte, foarte multe și tratezi găinile de păduci. Păi sunt o grămadă, vezi, vă spun o grămadă de minuni. Ani, foarte simplu, nu m-am luat așa nici să-l strângeți dacă e uscat. Bine, îl strânge așa nini. Și uite ce frumos cade, tot cade după frunzuliță. Tot bine cade după el, vedeți? Nu rămân numai decât hospile astea mari, care le aruncăm. Uite că am ajuns în casă la căldurică, aici ni-i fain frumos. No, cam așa arată pudra rezultată. Acum urmează alt procedeu. Să o punem într-o sită ca să nu... Vezi că o măcină el cum o măcină, dar nu chiar bine. Mai rămasă un pic, a? Și atunci o filtrăm și mai tare. Să o facem cum trebuie. După care o amestecăm cu miere de albine. No, asta mi-e sita. Eu cam rugin de inox. Cu 5 lei am luat-o. Tu te vezi de treabă. N-are nicio treabă. Și o să turnăm fain frumos și o să-l fac în farfuria asta ca să pot lua și să pot grama după aia. Și să începem să facem amestecul. Opa. Și începem cernerea. Da, așa ne și să cerne. Mai femeile care au făcut pâine, știu, univers, să iasă, oricum mai trec ele, că n-am sită, ei ia mărunte, dar nu-i toamna. Opa. Ești hospile astea, cum le spunem noi. Hospele le spunem la resturile astea ce se văd înăuntru. Știi? Deci alea le aruncăm, că înțapă pe grumaz, nu? Și la, pentru mine n-am nicio treabă, dacă îmi fac pentru alții... Ți groază, știi? Nu, că nu toată lumea ai... Mai sunt oameni cu pretenții, cum să spune. Uite așa. Deci astea vin aruncate. Nu le mai folosim. Să-mi aduc o lingură acum. Și o să-l pun, cred că e foarte tare concentrația și o să pui numai 50 de grame. Așa, și-l introducem aici, ne măsurăm. Merg tătia ce? Dacă l-a pus bine, poate că și merg. O, Doamne, 49. Lenea, vezi? Ce înseamnă lenea? Ăsta e foarte bun că, v-am spus, conține o grămadă de antioxidanți printre cele mai bune plante. Adică cu cel mai mare conținut de antioxidanți. Plus taninul, care e foarte bun, e un antibiotic foarte puternic. Natural, știi cum se spune. Deci antibioticii de astea se găsesc, cum e usturoiul, și în usturoi se găsesc diferite antibiotice și diferite minuni care ajută la eliminarea celulelor cancericene și eliminarea radicalilor liberi. Dă-i mă pace și 59,6, destului. Bun, îl punem în borcanel. Așa. Apoi, dau asta deoparte. Eu am mai multe, că fac mai multe borcane. Aici am miere de mană cu amestec de iulișcă. Iulișca e o plantă ce crește pe lângă vale, pe la noi, pe lângă ape. Îi, cum să spun eu, e o plantă pe cât e de frumoasă, pe atâta e de dăunătoare, cât crește în aer, atâta e și în pământ,
Nu mai scăpia nici cu erbicid total. Bun, acum punem nearea. Asta are inserții, nearea asta și negruș pune ea și tăfelul ce am mai scos eu de pe acolo. Deci o neare super aromată. Hai să turnăm așa, nini. Mai amestecăm. Ia ce uite ce e aici, tată. Ce e aici, bunătate? Deci poți să pui începând de la 40 de grame în sus. Mai jos de 40 de grame nu am pus niciodată. Cam așa e. Așa știu rețeta. Până pe 60, maxim 70 să pui de grame. Am o treabă, nu împezi borcanul toamna plin, că trebuie să-l mestecați foarte, foarte bine, știi? Să se omogenizeze compoziția. Cred că te iau eu o lingură de asta, mi-e frică că o rup. Numai azi se cănoasă. Mai sunt care comentează că pui lingură de inox, dar n-are nicio treabă. Gândește că toate scurile care le am eu de inox, tot bine și... Oh, ce sunt oameni cu idei și... Dar vezi că asta mi-e frică că o rup. Alții fac, bagă neare peste plantă, peste tot bine. Așteaptă 21 de zile, acolo o lună de zile, să-și să facă macerarea, după care ce se întâmplă? O strecoră, știi? Dai unii, făcui un preparat acinini, un amestec foarte bun, care nu mai trebuie să aștepți. Poți să-l mânci direct de mâine sau de azi. Deci nu mai trebuie să aștepți, poți să-l mănânci direct. Uite, ăsta e secretul. Secretul gustului, cum se spune. Fă și tu acest minunat amestec de cimbru cu miere de albine și îți spui eu, mai ales dacă ai treabă cu tusea, dacă ai probleme de stări de oboseală, gândește că el ajută și la ficat, ajută și sângere, ajută multe proprietăți are. Dar în special pentru bolile de plămân, ăsta e fenomenal. Vă spuse, dacă l-amestecați cu pătlăgină, iese ceva și mai bun, și mai puternic. Am și de aia, dar nu știu pe unde mi-i. Cam cules tăferul de minuni. Ani, trebuie să-l amestești foarte bine să se omogenizeze. Mă duc să schimb lingura, dar cu asta vezi de treabă. Ustesila aceea trebuie să umbru tătă ziua. Și nu îngă treburile, cum se spune. No, ce vreau să spun eu? Ăsta-i leac. Deci nu se mâncă păpită. Să spui tu păpită să te-a pus să ungi o felie acolo, să-i dai să meargă. Ăsta-l consumi ca atare, leac. De-aia bătrânii făceau tot felul de leacuri, cum se spune. Adică, ei, cât să zic, o, știți cum e lingurița aceea de cafea? Cât e o linguriță de-aia să ia, nu mult are, pentru că el e leac. Și după ce îl iei, după ce mănânci o lingură de asta, o lași frumos să se ducă pe gât în jos dacă te doare gâtul. Nu te-a pus să bei apă imediat, că după aia deja ai luat-o. O lasă să-și facă efectul, știi? Mai ales seara, înainte de culcare, după ce ai mâncat, pui o linguriță de aia și o iei așa treptat, nu iei dintr-o dată, cum se spune, știi? Și atunci îți trece și tusea și una alta, să-și facă efectul acolo pe gât. Atât e de puternic, să vedeți ce putere are, de fenomenală, nu altceva. Bun, hai că nu vă mai plictisez eu, că eu pot vorbi mult, că știu multe despre cimbru. Are foarte multe proprietăți. Vă spuse, începând de la... intestine, ajută intestinile foarte, foarte mult, pentru că creează bacterii noi, ajută la bacteriile benefice și distruge bacteriile rele și celulele, în special celulele cancerigene și distruge în special celulele cancerigene. E foarte, foarte bun. Poți să folosești pulberea asta și goală, după cum spusei, dar... în combinație cu miere e ceva foarte, foarte, foarte puternic, pentru că mierea și ea e antiinflamatorie, ajută întărirea sistemului imunitar, ajută de crearea de celule bune, elimină și ea celule cancerigene, are o grămadă de proprietăți, dar dacă e miere, nu altceva, că dacă e altceva, face mai mult rău. Ce vreau să mă mai zic despre contraindicații pentru diabetici, nu cred că ar fi bună, depinde și de gradul de diabet. Persoanele cu tensiune foarte, foarte mare, persoanele cu, cum să spun eu, alergice la această plantă, alergice la miere, alergice la diferite polenuri, pentru că în miere se pot întâlni diferite polenuri. Și mai sunt pe acolo, nu mai știu ce contraindicație mai fi.
Am amestecat destul, acum fain frumos, mai punem deasupra, până umplem borcanașul. Deci mai amestecăm ultima dată, după care punem capacul și de aceea ne ospătăm în fiecare zi, mai ales dimineața. E foarte important. După ce ai mâncat sau înainte de mâncare, stai o jumătate de ceas să-și facă ea treaba, cum îți place ție, o iei și te ține de răceală și de multe, mulți virus, cum se spune pe la noi. Adică nu te mai răcești. Eu anul trecut, uitați-vă la clip, are vreo 200 și nu știu cât de mii de vizualizări. Anul trecut l-am făcut și eu am fost răcit, ăsta să ia înainte a trei. Cum începe toamna să faci o cură și primăvara iară? O cură de aia, cam de o lună de zile, câte trei linguri pe zi. Șapte, dă pace că e bine, cum se spune, nu? Așa. De exemplu, uite la borcanul ăsta am folosit altă procedură, știi, cu o mută învață, cum se spune, că am uitat de anul trecut când am făcut. Am pus miare la fund, am venit cu cimbrul și după care am amestecat și s-a omogenizat foarte, foarte bine. Mai este un pic de miare pe fund, dar nu-i bai că mai întoarcem așa nimic. Bun, cam asta a fost. Bun, cam asta a fost. Sper să-ți placă clipul meu, sper să-ți fie de folos. Eu am fost Adrian, nu uita să te abonezi, să dai un like, să mă ajut cu distribuire și până data viitoare să ne auzim cu bine. Eu mai am încă treabă, mai am de măcinat foarte mult și mai am de făcut amestecuri o grămadă.